Aproape 5.000 de români lucrează în sistemul de sănătate britanic ca medici sau asistenți, așadar vor fi printre primii europeni imunizați împotriva SARS-CoV-2. Ai noștri au primit cu entuziasm vestea declanșării campaniei de vaccinare, deși știu că va mai dura câteva luni până când se vor vedea efectele. Cel puțin până în aprilie, normele de protecție din spitale rămân la fel de stricte. Andra Negoescu lucrează de 7 ani într-un spital din Cambridge. Este medic reumatolog. Vaccinarea în spitalul ei va începe mâine dimineață. Primii care vor primi serul împotriva coronavirusului vor fi pacienții de peste 80 de ani și cei din personalul medical. Andra va fi și ea imunizată. 50 de spitali în Marea Britanie au primit deja doze de vaccin. Deja au setat niște clinici de vaccinare în spitalul meu și în alte spitale din Marea Britanie. Deocamdată credem că acesta va fi singura modalitate de vaccinare în spital, deoarece există condiții de păstrare deosebite ale vaccinelor, după cum știți, la minus 70 de grade. Medicul orădean Mihai Botea se află la Londra din septembrie. Este specialist în terapie intensivă și urmează un program de perfecționare într-unul dintre cele mai mari spitale ale Europei. Acolo va primi vaccinul. Noi, cadrele medicale, așteptăm rândul unde vom accepta acest vaccin, pentru că asta este unica șansă de a ne proteja și a proteja pacienții noștri la rândul nostru. Vârsta este însă cel mai important criteriu. Apoi, când se va produce și mai mult vaccin, se vor putea activa centrele de imunizare în masă. Oana cel Mare este asistent medical. Începutul campaniei de vaccinare a creat o explozie de bucurie în spitalul din Brighton, unde lucrează. S-a făcut un party când au zis că da, e foarte bun vaccinul și că o să-l facem. Au fost foarte fericiți. Acum vreo săptămână au spus că ne dau un test acasă să facem și după 2 teste din acestea negative, apoi atunci putem să facem vaccinul. În plină pandemie, Claudia Angel a devenit unul dintre simbolurile sistemului de sănătate britanic. Fotografia ei a fost afișată în mai multe locuri publice în cadrul unei campanii care recunoștea meritele celor aflați în prima linie de luptă cu infecția cu SARS-CoV-2. Lucrează ca moașă chiar în spitalul din Coventry, unde dimineața a fost administrat primul vaccin anticovid. Pandată, noi respectăm aceleași reguli. Am înțeles că regulile se vor respecta până în aprilie, cel puțin. Aceeași măsuri de precauție, aceleași mască, viză, ochelari, distanțare socială, chiar dacă vom avea vaccinul. Dacă avem prima doză, să fim siguri să mergem pentru a doua doză peste 21 de zile. Dar faptul că există, că s-a început, este un lucru foarte pozitiv. Claudia spune că viața ei personală se va schimba după vaccinare. Dacă la spital se simte protejată de echipamente și reguli ferme, în magazine și mijloace de transport nu poate controla situația, așa că va răsufla ușurată după ce va primi injecțiile de imunizare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.